Știi de ce te-am chemat aici? Ești cea mai bună opțiune. Întotdeauna mi-ai plăcut. Ești bun. Știi să duci lucrurile până la capăt. Îl vreau pe Tony. Mort. Angelo va fi mai liniștit acolo unde este. O faci cum îți place. Dar vreau ceva de la Tony. Ochiul, nasul, limba, un deget, aici pe masă. Vreau să-l faci să sufere. Ăștia sunt pentru tine 50 de miare. Restul după. Vreau păstrați distanța, nu puteți trece pe aici. O cunosc, e fosta mea logodnică. Lăsați-l să treacă. Ce s-a întâmplat? Nu știu, a fost un accident. Nu vă putem spune deocamdată despre ce este vorba. Da. Un accident. Jur că-ți dau banii, încep iar. Cum ai găsit? Zici cine-i. Cine ce? Cine-a omorât-o pe Crista? Crista? Nu cunosc nicio Crista, mă. Crista? A, da, am auzit, la știri. Pare rău. Mă, băiatule, ți-ai splat trandaferii? Ce mai nebunit? Eu nu știu nimic, jur. De când l-ai omorât pe Angel, eu nu mai lucrez cu oamenii ăia. Giovanni, Giovanni l-a trimis pe Hugo. Stai, nu, nu. Dă-te-i căcat pe tine. Cred că putem găsi o soluție alternativă. Timp de două zile, rămânem în contact oricum. O zi bună. Putem face un reportaj sau o serie de reportaje, rămâne la latitudinea ta. Băncile sparte din 2009 au fost un lucru, la vremea lor au șocat opinia publică. Acum e o nebunie, în decurs de 18 luni avem două persoane asasinate în mașinile lor, din care unul în parcarea de la mall. Și în zilele trecute un caz suspect în Bună Ziua. Ceva se întâmplă, e clar. Știu. Mi-am pus și eu întrebări, mai ales de când Dan al tău și-a pierdut viața într-un caz încă neelucidat. Pare rău. Chiar îmi pare rău. Am ținut mult la Dan. Fără ajutorul lui, probabil că ziarul ăsta nu ar fi existat. Dar... Nu. Fără dar, te rog. Fără dar. Vreau să-i las memoria nepătată, măcar
cât pot. După 6 luni încă mă simt legată de el cumva. Vrei să preiei tu investigația? Dacă nu vrei, te înțeleg. Dar avem nevoie de relațiile tale, de flerul tău, de modul tău de lucru. Știi foarte bine că poliția nu va depune eforturi considerabile. N-au făcut-o nici în cazul lui Dan. Nu am crezut niciodată că mașina a scăpat de sub control. Acolo erau dovezi că mai fusese un automobil implicat. Dar... ok. Preiau eu investigația. Poate am noroc. Dar dacă lucrurile se complică, mă retrag. De acord. Nici mă gândeam în alți termeni. Ce zici? O cafea? Da. Let's go. Lasă că o să iasă bani de pe treaba asta, o să vezi tu. Păi deja nu ieși ceva, că am vândut jumate. Plus, săptămâna asta vine un client foarte important. Și chiar mă, cu asfaltarea cum a rămas? Am rezolvat la primărie, stai liniștit. Ok. Cred că mă duc spre complex. Mai stai jumătate de vreme, Tony. Nu vezi ce plouă afară? Vin și eu cu tine și mergem după aia, dacă vrei. Nu știu, vedem. Tony, te caută o domnișoară. Vezi să intre. Mă caută cineva. Alo? Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, Alexia mă numesc. Sunt reporter la Știrea de Cluj și redacția noastră ar dori să afle mai multe informații despre tragicul deces al Cristianei Zanea de la începutul săptămânii. Din câte am înțeles, ați fost un prieten foarte apropiat al decedatei și... Prieten aceea... apropiat al decedatei? Tu de auzi cum vorbești? Parcă ar fi un obiect. Dar nu vreau să te jignesc, adică îmi cer scuze, eu vreau... doar să aflu care a fost opinia poliției, dacă a fost accident sau dacă a fost din întâmplare. Dar sau... de când este chestia asta problema presei? Poliția ar trebui să se ocupe. În rest, ce faci tu e pierdere de timp. Poftim? Eu cred că asemenea evenimente sunt de interes general. Adică oamenii ar trebui să știe dacă pot fi victimele din senin ale unui constructor neglijent sau dacă sunt alte probleme la mijloc. Ascultă, eu îmi iau jobul foarte în serios. Da, văd. Ai un job grozav. E foarte demn să scoți profit de pe moartea unei persoane pe care nici măcar n-ai cunoscut-o. Voi ziariștii din orice nenorocire vreți să scoateți bănuți. Ești nedrept. Nici viața nu e dreaptă. Ai grijă, poate cade o țeavă și pe capul tău. Și nu o să fie nimeni să scrie despre tine. Gino! Condu-o, te rog, pe domnișoara afară. O zi bună. Tot aceleași obiceiurile are. Îl putem avea când vrem. Da, îl mai chinui. Bine, se rezolvă.
destul de important. Vă sun mai încolo. Ce-i? Sper că mi-ai lăsat familia în pace. Văd că vrăjarea tot s-a rămas. Pare rău pentru Tristan. E ok. Lasă că vorbim despre asta în mașină. Da? Te văd că arăți bine așa. Tot timpul am arătat bine, Tony. A fost doar de Cluj? Da. Da? Poate de femeile lui. Ei, ce bine mă cunoști pe mine. Hai să mergem, mă. Zic, care-i treaba? Știi că m-am băgat în imobiliare. Vreau să fii mâna mea dreaptă. Mă pot baza pe tine. Normal. Hai să bem ceva când mai pot de cald. Ok. Supraveghează cineva? Tu cine ești tu, obosită? Cine-ți mai vrea pe la băi, Tonișor? O fi din presă. O rezolvă și pe asta. Dar mai întâi tu, Toni. Evident că te-am văzut. Ești politicos. Doar că nu e politicos. Hai că nu-mi dorm, uite. Ascultă. Știi că vreau să-mi fac bine meseria, ok? Sunt reporter, deci obișnuiește-te cu ideea. Nu obișnui și nu înseamnă că îmi place. Ai venit pentru răspunsul la întrebări noi? Da. Nu mă dau bătută ușor. Asta îți poate crea probleme. E ultima mea grijă. A, da? Să înțeleg că te descurci cu oricine. Văd că mai puțin cu tine. Tu nu vrei să mă lămurești în legătură cu moartea Cristei. Nu. Nu e treaba ta și nici a publicului. Ci doar a celor care au cunoscut-o. Simplu și elegant. Ești încăpățânat. Nu e rău, dar... Da, sunt. Dar acum vreau să mă antrenez. Să mă dai afară e simplu, dar nu mai e așa elegant, Tony. Ușa este acolo. Văd. Văd mai bine decât crezi tu. O zi bună. Iarăși fata de acum două zile. Cred că Tony are codiță nouă. Nu-i nimic, o pun și pe asta pe listă. Mortală fata asta. Da. Pot să o consider ca și rezolvată. Mă bucur că am revenit în Cluj. Și eu mă bucur să te văd din nou. Oh, așa, baby, hai să fac o poză cu tine, să am amintire cu tine. Așa, 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 hai, lasă capul mai pe spate, să te văd. Și mai în stânga, mai în stânga, hai. Bravo, bravo, așa, baby, așa. Da, Tony. Fac pariu pe 1000 de euro. Ești cu o gagică în oraș și îți faci de cap. Atunci ai câștigat. Știi că aici e cele mai frumoase fete din lume, nu? Ești disperat tare sau nu mai arunci o privire? Disperat. Rău de tot, rău de tot, rău de tot. Seară pe la mine, da?
Certo că vin. Ei, nu mă lași un pic să mă bucur și eu de viață. Te lasă, nu zici că-s băiat rău. Bine, pa, pa. Pa, pa. Extraordinar. Oriunde mă duc, dau de zâna jurnalismul. Oare ce ascuns, Tomi? Poate ar trebui să nu te mai provoc. Amândoi am trecut prin aceeași situație. Că te retrage aici. Și eu știu că mă urmăresc și nu-mi place. Nu prea obișnuiesc să urmăresc oameni. Dar dacă tu ești un dur încăpățânat și nu vrei să-mi dai răspunsuri, n-am decât să le caut singură. Orice risc? Da. Crezi că mai am ceva de pierdut? Nu mai am nimic. Am pierdut totul. Din ziua în care a murit Dan, soțul meu, la niciun an de la căsătorie. Înțelegi? Cazul Cristei m-a interesat și din motive personale. Dan al meu a murit într-un accident de mașină, a intrat sub un camion. Unii spun că, de fapt, totul a fost o înscenare. Nici azi nu știu ce s-a întâmplat, de fapt. Tot ce știu e că Dan avea clipele lui de mister față de mine. Îmi pare rău. Aș vrea să te ajut să afli ceva în plus. Nu vreau să fiu nepoliticos sau rece, dar țin foarte mult la viața mea privată și nu accept intruși. Ideea de interogatoriu mi s-a părut puțin cam mult. Înțelegi de ce te-am ținut departe? Da. Eu am ajuns să te consider un aliat. Așa mai special, dar un aliat. Și poate un prieten. Prieten mofturos sau capricios sau impulsiv. Nu știu, dar prieten. Mai ales după tot ce ai făcut pentru mine. Nu e problemă. Lucrurile puteau să meargă și mai prost. Mulțumesc. Crezi că m-aș putea revanșa? Un prânz, o cafea, un ceai exotic? Ceva care să te răsplătească? Sau poate un sac de box? Orice, atâta timp cât nu mă bombardez cu întrebări.
Aș fi jurat că ai să spui asta. Serios. Un prânz, gătesc eu. Insist. Accept. Ce preferi? Paste sau pește? Carne roșie. Ai carne roșie? Sau pui? Nu. Salate? Nu, ceva simplu și cu sos. Ceva simplu și cu sos. Da. Mă omori. Aici este piscina și sala de fitness. Sala de fitness are 25 de metri pătrați, iar toată terasa împreună cu piscina 50 de metri pătrați. Îți place? Da. Știți cum e, bani să aveți, că locuri frumoase sunt destule. Aici sunt garajele, sunt individuale, telecomanda este... Este sistem manual, dar se poate instala ulterior automat. Sigur. Și câte apartamente mai sunt disponibile? Mai sunt disponibile 6 apartamente. Așa, cu câte camere? 4 sunt cu 3 camere și 2 dintre ele cu 2 camere. Aici, West Residence. Da. Mă scuzați, vă rog, o secundă. Trebuie să mă duc să vorbesc cu doamna, este un client și ea. Și vă uitați la poze, sunt cu interiorul. Sigur. Și revin cât pot. Sigur, revin. Sigur. Svetlana Ravrova, Rosneftoil. Am venit pentru cumpărat apartament de protocol. Mă bucur că ați putut veni. Am primit telefonul care v-a anunțat sosirea. Am ceva special pentru dumneavoastră. E bine dacă e special. Client special, lucru special. Așa e. Am auzit că erați de mult pe urmele unei asemenea oferte. Da. Știam. De aceea v-am sunat eu direct. Vă ușurez căutarea. Vă dau aceste fotografii unde sunt toate detaliile de care aveți nevoie. Dacă ocazia trece, riscați să rămâneți fără. A, spasiva. Așa e. Ne auzim la un telefon? Desigur. O zi excelentă. Da, e excelentă. La revedere. Vă scuzați, să revenim la ale noastre. Nu, nu, pozele sunt pentru dumneavoastră. A, mulțumesc, mersi. Ce părere și că era într-un sat un țăr. Say you, say me. Ah!
I was born. The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Hugo, tot frustrat ai rămas. Tony, tot poponar ras pe piept ai rămas. Știi cât fac pe pielea ta? 100.000. Ești scump, Tony, scump, rău. Giovanni mă pupă în fund dacă îi aduc o dovadă că ești terminat. Tot cățelușul de casa lui Giovanni ai rămas. Ia auzi, mă, faci pe deșteptul. Nu uita, fraiere, că și tu ai fost la fel. De ce ai omorât-o pe Crista? Mă știi doar, Tony. Am și eu plăceri vinovate. Jos puțin! Stai să-ți explic. Mi-am dat seama că moartea Cristei nu a fost o întâmplare. Așa că am fost să le văd un fost prieten pentru a-mi spune mai exact despre ce este vorba. Mi-a zis că tu ești pe urmele mele și mi-a adus aminte că ești un psihopat care nu poate să-și facă treaba pur și simplu. M-am gândit să-ți fac jocul. Apoi am contactat pe cei care îți vor pierea în Europa. Svetlana era cea mai interesată și a avut cea mai bună ofertă. A venit din Rusia direct la mine. Și-am dat niște poze făcute de Marco. Acum avea confirmarea că ești aici. Tot ce trebuia era să mă las prins de tine și să reunesc familia. Acum ai înțeles? Ridicați-vă! Te urăsc! Las că-l iubesc eu!
Tony, răsplata. Valorează 50.000 de euro în Elveția. Nu ne complicăm cu conturi, bani, cash. Cel mai bine. Vezi? Fac și bani de pe tine. Ne mai vedem noi. Știam că ești cea mai bună. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Să ne distrăm de minune, noi doi. Vai, Dion. Mulțumesc. Dă pistolul meu. Rămâne cu cine? Asta da intrare. Simplu și cu sos?